În municipiul Giurgiu, toate cele 48 de secții de votare și-au deschis ușile la ora 7 fix. Este și ora la care mulți giurgiuveni au ales să-și exercite dreptul constituțional. De exemplu, la secția de votare numărul 11, amplasată în incinta Palatului Copiilor, imediat după startul procesului electoral s-au prezentat mai mulți votanți din dorința de a fi primii la vot. Ați venit foarte devreme să votați. Păi a fost primul până acum. A venit de obicei? Da. Așa am venit de obicei. Totdeauna a fost corect. De ce e important să se iasă la vot azi? Ce, asta, alegerea? Păi trebuie, adică să ne dăm votul pentru cine considerăm că să aibă grijă de noi. Să votăm, să ne luăm grijă. Ce să, e important să iasă lumea la vot? Da. De ce cred? Să vedem și noi o viață mai bună, mai... Am vrut să votez că e normal și, în primul rând, mă gândesc că trebuie să aleg niște oameni care mă reprezintă. E important să iasă lumea la vot azi? Da, este important, dar depinde cum sunt convinși și depinde mentalitatea lor. Asta este. Dacă știe cum să comporte, dacă știe ce vrea în viață, asta e problema numărul unu. Nu poți să-i obligi. Imediat după ce buletinele au fost scanate pentru detectarea votului multiplu, alegătorii au primit ștampila și cele 3 buletine de vot pentru primar, Consiliul Local și Consiliul Județean. După ieșirea din cabine, buletinele de vot trebuie pliate cu ștampila de control în exterior și introduse în cele 3 urne. La secția numărul 11 din cartierul Policlinica sunt așteptați la urne 1216 persoane cu drept de vot.